Mai rar sediu de primărie comunală cum se găsește în Monor, județul Bistrița-Năsăud. Comuna are în componență două sate, Monor și Gledin. Se învecinează la nord cu comuna Șieuț, iar la vest, sud și est cu județul Mureș. Localitatea este renumită în țară pentru producția de lactate și brânzeturi, dar se poate remarca și prin clădirea modernă care găzduiește primăria și Consiliul Local. Spre deosebire de alte imobile de acest gen din țară, aici câțiva oaspeți pot fi cazați peste noapte. Fiecare primărie mai primește peste an oaspeți sau poate primește în fiecare zi. Sunt alții care vin pe o zi, sunt alții care stau mai mult. Profitând de construcția pe care am făcut-o, ne-am gândit că nu este rău ca să ai și câteva camere unde să primești niște musafiri. Dacă stau o zi, două sau trei, au toate condițiile exact cum ați observat și dumneavoastră și sunt foarte mulțumiți. Primarul Ion Cira se află la cel de-al cincelea mandat, timp în care a punctat pe lista sa de realizări mai multe investiții efectuate din surse proprii. Toate realizările pe care sunt în comună, să nu exagerez, dar cred că în prealabil cam 90% sunt din fondurile locale. Primarul comunei Monor mărturisește cu tristețe că până acum n-a avut noroc de fonduri europene, deși localitatea ar fi avut nevoie de investiții serioase în infrastructură. Capitolul de fonduri europene am avut pe modernizare apă și asfaltare și modernizare drumuri, dar am căzut, am rămas repetent, poate și din cauza culorii politice pe care am avut-o. Și bineînțeles că tot nu mă las și le fac pe prondurile proprii pe care le am. În ciuda faptului că nu a avut acces la fonduri europene, primarul din Monor este optimist. A beneficiat de aproximativ 500 de mii de lei pentru alimentarea cu apă și are promisiuni că va mai obține anul viitor sume destinate modernizării și asfaltării de drumuri.